Primarul comunei Chirnogi, Ștefan Ion, a prezentat recent proiectele și inițiativele în curs de desfășurare în comunitatea sa. Printre acestea se numără modernizarea intrării în cimitirul mare din deal și reluarea programului Masa Caldă la școlile generale numărul 2 și numărul 3, având în vedere o posibilă extindere și la alte școli. Aceste măsuri reflectă eforturile administrației locale de a îmbunătăți viața locuitorilor și de a sprijini educația și bunăstarea copiilor din comună. Dragi locuitori ai comunei Chirnogi, am hotărât să vă informez în legătură cu anumite proiecte, cu anumite lucrări de interes edilitar gospodăresc, care în momentul de față se derulează în localitatea noastră și mai cu seamă, în perioada imediat următoare, se va implementa pe teritoriul localității noastre. Probabil ați observat și dumneavoastră că în ultima perioadă pe teritoriul nostru și mai cu seamă în sectorul de aici, am reușit și am modernizat un pic, așa să spun, intrarea în cimitirul mare din deal, în cimitirul care aparține de biserica din deal. Am betonat intrarea în cimitir, am reparat acea poartă mai maramureșeană. După cum o să vedeți dumneavoastră și din filmările care se vor derula, în interiorul cimitirului, pe parcursul anului 2023, au avut loc niște evenimente nefericite, câteva cruci au fost lovite și în urma discuțiilor care le-am avut cu locuitorii și cu preoții de la parohia Sfântul Nicolae, am concluzionat că ar fi bine să facem ceva ca aceste lucruri nedorite să nu se mai întâmple pe raza localității noastre. Ne-am propus și cu siguranță vom reuși ca în cimitir să punem câteva camere de luat vedere, să instituim, să zic așa, un sistem de monitorizare video care să funcționeze atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Mai mult decât atât, am asamblat, am montat, să mă exprim așa, și 14-15 stâlpi de metal pe care vom pune câteva lămpi care pe parcursul nopții vor ilumina aleile principale și vom observa mai bine atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte cine se perindă prin cimitir, ce intenții răutăcioase are și vom lua măsuri în consecință. De asemenea, pentru că am avut discuții cu mulți concetățeni ai noștri și mai cu seamă cu cei care lucrează în afara localității, mă refer aici cei care merg la Mega Image, care merg la Salubritate, la București, la construcții, ei pleacă foarte de dimineață cu 5-6 microbuze, pleacă la lucru și în cursul lunii ianuarie am avut o discuție cu ei, m-am deplasat la ora 4:30, la 5 dimineața, pentru că aceasta este ora la care ei pleacă. Era așa de frig și așa de rău, încât ei și-au manifestat dorința și am îmbrățișat-o cu mare drag să le facem un adăpost acolo pentru a se adăposti până vin mașinile să se îmbarce, să se urce mașină, să plece la muncă. Deja, după cum se vede, am demarat această treabă, am turnat o fundație și acolo vom face o stație de microbuz în care ei vor aștepta 5-10 minute și se vor adăposti pe timp nefavorabil. Sper să fie de folos și să înțeleagă că această stație le va face numai bine și o vor păstra în condiții foarte bune. De asemenea, aș vrea să vă informez și cu un alt aspect și cu o altă activitate care se derulează în localitatea noastră. Încă de acum 2-3 săptămâni, la Școala Generală numărul 3 din localitate, a început să se deruleze din nou programul Masa Caldă pentru Elevi. Acest program se derulează la Școala Generală numărul 3, cât și la Școala Generală numărul 2, școală care aparține de Școala numărul 3 și e o școală fără personalitate juridică. Masa caldă pentru copii se distribuie aproximativ 300 și ceva de elevi, dintre care 200 și ceva la școala numărul 3 și 80 de copii la școala numărul 2. Astăzi am fost împreună cu cadrele didactice, cu domnișoara directora școlii,
general numărul 3, atât la localul din strada Pietruită, cât și la localul numărul 2 de pe strada principală. Am stat de vorbă cu profesorii, cu educatorii de la aceste școli, am vorbit și cu copiii. Ei sunt mulțumiți de calitatea și cantitatea mâncării pe care o primesc, o consumă cu mult drag și sperăm ca prin această activitate să-i atragem mai mult la școală, să-i determinăm să învețe cât mai bine, să fie disciplinați și să iubească cât mai mult procesul de învățământ, acest proces fără de care societatea și implicit și tineretul din comuna noastră nu poate avansa. De asemenea, avem în intenție și în perioada următoare să extindem acest program de distribuire a mesei calde și la școala numărul 1. Aici deja se desfășoară o mică activitate de distribuire a mesei printr-un alt program, dar se desfășoară la un număr mai redus de copii. Vă vom informa și vă vom ține la curent cu numărul de copii care mănâncă la școala numărul 3 în timpul orelor, să zic așa, sau în pauze, nu în timpul orelor. Și cred că în viitor putem să oferim condiții din ce în ce mai bune tuturor elevilor de pe raza localității noastre. De asemenea, vă promit că într-o altă dată, într-o altă informare pe care o să o adresez dumneavoastră, am să vă prezint multe din proiectele care ne stau nouă pe masă și pe care le-am elaborat împreună cu colegii mei din primărie. Proiecte care ne interesează pe toți și doar un pic aș vrea să vă informez că suntem implicați în derularea multor proiecte, multor lucrări care sunt folositoare. În proporție de 90-95%, acestea sunt finanțate din fonduri europene. Aș vrea în preambul să vă spun că în maxim 2 săptămâni vor începe pe teritoriul localității noastre să se deruleze o activitate de construire, de înființare, de punere, de implementare, pot spune așa, a unor piste de bicicletă prin Programul Național de Redresare și Reziliență, piste de bicicletă ce vor avea o lungime de peste 3 km, se va implementa pe șoseaua sau pe strada Pietruită, la intersecția DN41, de la Poliția de Frontieră, la intersecția tot DN41 până la intersecția cu strada Mori. Vă promit că vă voi informa cum stăm și cu celelalte proiecte care se referă la derularea programului Angel Saligny. Avem și aici proiecte în care s-au desemnat în urma unor licitații și a respectării tuturor procedurilor s-a desemnat câștigătorii. Știm cine execută proiectul, cine execută lucrarea, dar acestea toate la timpul potrivit. Deci am spus că acestea se vor desfășura prin proiectul național Angel Saligny. De asemenea, lucrăm și la grădiniță și la dispensar prin PNDL. Lucrările sunt avansate. Sperăm ca până la sfârșitul acestui an aceste lucrări să fie terminate, să redăm circuitului dispensarul din centrul localității și să punem în funcțiune și grădinița cu program prelungit care se construiește lângă școala numărul 2. Promit că în perioada următoare vă voi informa și cu alte proiecte care se vor derula în anul 2024 pe teritoriul localității noastre. Vă mulțumesc frumos! Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.